Bună dimineața și bine v-am regăsit. Numele meu este Adelin Radu Dumitru și aceasta este Anteneața și mână am o bendiță de cauciuc care nu a ajuns unde vreau să ajungă. Am sperat. Ca întotdeauna sunt alături de Alexandra Stan. Bună dimineața. Ce faci? Ești energic în dimineața asta. Știu, nu știu de ce, că am dormit mai puțin ca de obicei. Dacă mai ții minte, acum câteva zile am vorbit de ciclul arcadian. S-ar putea să mă fi trezit fix când trebuia. Deși dacă nu mă șel, tot visam și m-am fost trezit fix din vis. Deci n-am nicio explicație pentru energia mea, dar mă simt bine. Semnificație. Eu trebuie să fac niște teste. Niște teste de sânge. Nu, niște teste să mă trezesc la diferite ore. Încă n-am reușit să... Am citit o chestie care spunea așa că dacă te chinui, cel mai eficient mod de a dormi este dacă dormi în repriză de câte 30 de minute și poți să ajungi de la știgă. Noi, în mod normal, trebuie să cam 7-8 ore ca să dormim. Mie 10. Deci cu 7-8 ore funcționez. Recunosc, când eram în vacanță și eram așa, dormeam și câte 11-12, eram ca o pisică. Dar 6-7, poate un pic spre 8 câteodată, este idealul, a zice, zona magică pentru mine, cât și pentru majoritatea oamenilor. Și există un mod de a reduce numărul ăla de ore pe la vreo 4. Da. Problema e că trebuie să fie exact ca o pisică, așa, din când în când pe parcursul zilei, să dormi câte 30 de minute. Dacă până se fac 4 ore. Am înțeles, da, e destul de complicat. Asta zic singura chestie, că e complicat, adică, nu știu, te ieși la job și dintr-o dată te scuzi, zici, mă iertați, trebuie să-mi iau somnul. Semnificația zilei de astăzi este 7 iulie, este ziua unuia dintre cei mai, a zice, prolifici și excentrici cameramani ai noștri. Este ziua lui Dan, îi dorim la mulți ani, sănătate, minte și noroc. Hai, mai ales minte. Denuț. Mai ales minte. Dan, care ne face diminețile de obicei mult mai fericite și mult mai amuzante, de obicei încercând să ne bage bețe în roate, făcând tot felul de gesturi amuzante din spatele camerei. Dar noi, e Dan al nostru, îl știm deja cum e Dan, nu o să-l schimbăm și nici nu dorim să-l schimbăm. Să rămână așa în continuare și Dan să rămâi așa toți ani. Veșnic, tânăr și infantil. Nu, infantil e urât spus. Copil, copilăros. Tânăr, de fapt. Ce să mai... Da. Semnificația zilei de astăzi, 7 iulie, în 2011 a fost lansat ultimul film Harry Potter din seria originală. Ca acum, din câte știi, s-au extins. Da, la... nu știu, nu sunt fan. Sincer că asta, de obicei mă iau de tine că nu ai văzut, că nu ai văzut la data asta, nu mă pot lua de tine, că nici eu. Da. Nici eu nu pot spune că am văzut toate seriile Harry Potter, nu mi-au plăcut în mod deosebit. Prefer SF-urile. Și de asemenea, e o semnificație importantă și pentru astăzi, pentru că o firmă auto care e renumită pentru producerea mașinilor electrice, teoretic, cred că pot să-i dau numele, că reclamă n-ar fi, că ei nu vând oficial mașina în România, Tesla Motors, firma americană, își lansează prima mașină de producție în masă. Și ceea ce este un moment istoric, pentru că până acum mașinile electrice au fost considerate de volum redus, pentru că vorbim de o autonomie foarte mică, majoritatea se laudă cu vreo 80-120 km, dar doar se laudă, pentru că dacă fiind electrice, totul din ele funcționează pe baterie electrică, adică dacă pornești radioul, pornești aerul condiționat, totul scade raza și de obicei ele merg cam 60-40 de km, care este o distanță foarte nesemnificativă. Poți să o folosești în oraș, și cam atât. Ei bine, firma asta... Ca și asta a fost concepută ca mașină de oraș, nu? Da, asta e. Doar că această firmă este renumită în tocmai pentru că au fost primii care au făcut mașini care fac 500 de kilometri, 600 de kilometri complet electrice. O distanță care, să zicem, este aproape complet utilizabilă. 1000 ar fi ideal, dar 500-600 e o diferență deja de vorbind de 10 ori. De 10 ori mai mulți kilometri decât o firmă normală. Doar că problema cu ele care este? Sunt mașini foarte scumpe. Vorbim de mașini de 100-120 de mii de euro în Europa. Foarte scumpe. Și ele sunt avansate tehnologic, au multe chestii, doar că la interior arată mai mult sau mai puțin ca niște Loganuri glorificate. Da, au tableta aia imensă, tehnologică, superbă în centru, dar calitatea în sine a materialului nu justifică prețul. Ei bine, ei asta au vrut să repare cu modelul ăsta. Asta este un model de producție în masă. Este o mașină la un preț rezonabil. Dacă nu mă înșel, în Europa o să fie undeva pe la vreo 40.000-45.000 de euro. Preț care va mai fi redus pentru că, din câte știi, dacă îți cumperi mașină electrică, statul îți oferă o sumă de bani. Ei bine, da, îți oferă. Nu știam. Îți oferă la mașini electrice și la hibrid. Din păcate, suma exactă nu mai țin minte. A zice în jur de 4.000 de euro, dar nu vreau să greșesc.
O să zic în jurul acelei sume pentru o mașină full electrică. Am o glumă pentru tine. Am o glumă foarte proastă la care sper că o să râzi. Ți-am spus odată că mi-e plac glumea proastă? Uite ce zic. Un câine de deatăr coale unui copac când odată se opri. De ce? Amețise, nu știu. Nu, rămăsese fără târcoale. Din nou, râsul de complezență, râsul de milă. Zi tu o glumă. Nu știu glume, n-am haz. Nu știu glume, n-am haz. Am o glumă atunci și mai proastă pentru tine și va fi ultima glumă cu care încerc, după care, că deja îi exasperez pe telespectatori. Tarzan se pliba prin pădure când odată dădu peste o bâtă, la care Tarzan zice, bună bâtă. Și apoi, bună Tarzan. Asta face parte din seria Bancurilor Seci sau? Da, da, astea sunt glume nesărate și hazul lor este pentru că n-au niciun sens. La mine problema e că eu vin dintr-un grup social la care noi am ridicat rangul de anti-umor la nivel de artă. Totul se trage la noi din liceu, pentru că noi aveam doi colegi în clasă, Gopo, spuneam, fracii Gopo, coponezii, care aveau un simț al umorului, să zic, foarte aparte, pe care noi nu îl agream la început. Simțeam că dacă ieșeam cu ei ne făceau de râs. Și problema e că încet, încet ne-au cam corupt. V-ați adaptat. Da, la stilul lor de umor și acum noi toți avem, a zice, un stil de anti-umor. Adică la noi facem glumă atât de proastă că devine amuzant. Nu este un umor pe gustul tuturor, dar noi... Să înțelegeți voi ce e suficient. Da, noi râdem, deci asta e. Dacă spune glumele astea colegilor, prietelor mei, mai mari șansele să râdă. Da. Bun, cum e vremea? Nu va fi un soare foarte puternic, cerul va fi parțial însorit cu temperaturi medii, aș spune eu, pentru această perioadă. Bun, și pe tema asta, știu că mereu zic de chestia asta, ieri a plouat, ai prins rafala de ploaie de ieri din oraș. Da. Ei bine, eu mă bucur foarte mult pentru că ieri intenționam să-mi spăl mașina. Nu mi-am spălat mașina și din câte am văzut la ce rafală puternică a fost, mi-a spălat-o natura. Deci știi cum se vedea? Dacă ai văzut la o spălătorie de aia automată și vezi efectiv jetul și cum e, deci efectiv așa a fost ploaia ieri. Că mă uitam frumos, eram la sală și aveam mașina parcat fix în față și nu mai stic. Și eram wow. Se întâmplă. Da. Ei bine, haideți să aflăm mai multe detalii despre vreme. Astăzi, în județul Argeș, cerul va fi parțial însorit. Potrivit AccuWeather.com, maxima zilei va ajunge până la 28 grade Celsius. În Pitești se înregistrează o temperatură maximă de 27 de grade Celsius. 27 de grade se înregistrează și în orașul Mioveni, dar și în Topoloveni. La Costești, temperaturile cresc cu un grad, maxima zilei ajungând până la 28 de grade Celsius. În Curtea de Argeș, maxima zilei nu va depăși 26 de grade. Și în Câmpul Lung, temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă, maxima zilei ajungând până la 25 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme, să aveți o zi frumoasă! Interesantă vremea din perioada asta anului. Dacă nu mă înșel, anul trecut era căldură mare. A, sincer, nici mi-amintesc. Exact. Ba dacă mi-aduce aminte Facebook-ul, știi că zice el On this day, adică ce ai făcut astăzi, acum un an, acum 2 ani. De practic de fiecare dată când ai postat. Și eram lejer la plajă și țin minte că pe atunci stăteam seara în tricou și era absolut lejer. Ieri seară era chiar foarte friguț, dacă n-aveai o gecuță pe tine sau o jachetă. În fine, continuăm cu revista presei, unde titlul principal pe care l-am în ziarul Argeșul este următorul. Supermanul strigat de la balconul Julietei. Decoruri și experiene lucrate într-o rușine de atelier. Mai multe detalii la pagina a 12-a, unde se continuă așa. Între pereții pătați de igrasie ai unui atelier de tâmplărie dosit în buricul târgului, doi meșteri de la Teatrul Tavila cioplesc povestea unei meserii de culise. Sub cortina prafului, Aurel și Mugurel decupează din placaje un domiciliu shakespearian pentru îndrăgostiții din Verona, nimeni alții decât Romeo și Julieta. Noul spectacol este în lucru, premiera urmând să aibă loc în stagiunea teatrală viitoare. În glumă, cei doi colegi de serviciu îți spun Miaunel și Bălănel. Ca un meseriaș ce se respectă, Aurel își ține creionul după ureche, fiindcă măsoară de 3 ori înainte de a tăia. Mugurel îi dă drumul la șoricel și decupează cu mica unealtă de lucru o fereastră cu arcadă. Un radiocasetofon de pe vremea bunicii le ține de urât tâmplarilor, despre care am aflat că sunt leat, au aceeași vârstă de 49 de ani. Au urmat și aceeași școală profesională, fostul liceu numărul 6, și multă vreme și-au câștigat pâinea muncind la Alprom.
Când fabrica din Pitești a intrat în reorganizare, cei doi bărbați au sărit în barca teatrului. Rând pe rând s-au angajat la atelierul de tâmplărie. În loc de mobilă din lemn masiv, cei doi meșteșăresc acum din materiale de fațadă, temirce decoruri pentru spectacole, după proiectele scenografilor. Lui Mugurelu îi scoți cu cleștele vorba din gură, dă din mâini și particulele de praf se mișcă haotic la fiecare mișcare. În schimb, Aurel este guraliv, are o față expresivă și o sinceritate debordantă. Iute ca un spiritus înhață o foaie de placaj și o fixează așa cum știe el mai bine pe bancul de lucru. Când pune în funcțiune unealta electrică, nu te auzi om cu om sau om cu paiață, fiindcă o păpușă din cârpe agățată într-un cui păjește intrarea în hală. Fațada castelului Capuleților este treabă serioasă pentru cei doi tâmplari, fiindcă faimosul balcon din cea mai tipică poveste de dragoste a Renașterii e musai să fie trainic, alminter actrița care o interpretează pe Julieta s-ar prăbuși în gol înainte de a rosti celebra replică: Romeo, ah, de ce ești tu, Romeo? Te leapădă de nume și de tată. De ce nu te înduri, iubire, jurăm doar și am să mă rup de-ai mei de capuleți? Să fiu perfect sincer, traducerea în română parcă n-are același farmec ca cel din engleză. Sau sunt răuț eu acum? Lansul slăbiciunilor. Condițiile de lucru ale tâmplarilor tocmiți de Romeo și Julieta nu fac cinste niciunei instituții publice sau private. În hala improvizată, utilajele datează de prin anul 65. Pereții pătați de igrasie sunt tapetați cu pânze de păianjen, lumina este chioară, godinul la care oamenii se încălzesc pe timp de iarnă este o piesă de muzeu, iar praful este omniprezent. Atelierul în care sunt realizate decorurile pentru spectacolele de teatru funcționează într-o aripă moartă a grădinii de vară, un așezământ în ruină pe care autoritățile județene n-au fost în stare să-l repună nici până acum în circuitul public. Rușinea de atelier este a teatrului, coșmarul numit Grădina de Vară este al Centrului Cultural Județean, iar ambele instituții sunt subordonate Consiliului Județean Argeș. În lanțul slăbiciunilor, toate drumurile duc la un singur for. Consiliul Județean, ci că ar vrea să reabiliteze grădina de vară până la jumătatea lui august, suma pusă deoparte pentru reparații curente și modernizări fiind de 540.000 de lei. Dar ce te faci că un pai n-a mai fost mișcat de câteva săptămâni bune în spațiul respectiv? După cum arată la ora actuală, amfiteatrul în aer liber și anexele, incluzând și prăpăditul de atelier, terenul de execuție a lucrărilor ar putea fi respectat doar dacă intră în scenă Supermanul. Relatează Mirela Neagoe, care este, a zice, ușor foarte ofensată. Dar a zice chestia asta în teatru este generală. Se întâmplă și în Anglia și în Londra. Londra, care zice, este o capitală a teatrului. Improvizațiile și îi urăm noroc cameramanului. Nu știu dacă se aude strănutul, dar noi l-am auzit și suntem pe fază. Și normal că relatăm. Florin. Bun, specificăm și numele. Domnul Florin, chiar. Vedeți, noi la Antena 1 avem un motto și zicem mereu aproape. Înțelegeți, noi suntem mereu aproape de oameni, fie că sunt cameramani, fie că sunt în spatele sau în fața scenei. Bun, ca să îmi revin la ideea de bază, ideea asta de improvizație și de a face decoruri din orice este tipică și în Anglia. Arta nu înseamnă neapărat buget mare și nici nu trebuie să aibă buget mare. Înțelegi? Nu trebuie să fie o refacere complet corectă a teatrului Romeo și Julietei, a să zicem a Vilei Capuleților. Există teatru minimalist, există artiști renumiți și directori renumiți care au făcut teatru cu absolut nimic. Deci, absolut nimic. O scenă complet goală și doar niște actori și au fost piese renumite. De asta zic, asta n-a zice că este o problemă, într-adevăr. Poate, să zicem, un echipament modern n-ar striga, dar nu este sfârșit de lume sau capăt. Cum zici tu? Cum zici tu? Asta a fost așa, apreciez asta. Apreciez. Nu e tocmai segmentul meu și nu aș putea să-mi dau cu părerea, însă n-aș fi de acord ca nici de bani să fie redirecționat și acolo. Eu am o problemă cu... Unde e? Unde spre e? Teatru, spre oricum nimeni nu se mai duce la teatru, sincer. Păi, dar tocmai asta zic, n-ar fi o problemă care ar trebui să o rezolvăm? Și cum ai rezolva-o? În primul rând ne trebuie buget mai mare, să le dăm mai multă libertate artiștilor și regizorilor să facă ceva la care să vină lumea. Eu am zis de teatru minimalist, care nu are niciun pic de, să zicem, niciun pic de obiect în scenă. Dar nu este un teatru, să zicem, pe gustul tuturor oamenilor. Este, să zicem, o problemă care trebuie, să zicem, rezolvată din ambele părți. Le trebuie și buget mai mare și le trebuie și o viziune artistică, să zicem, mai... bună din punct de vedere al marketingului. Ceva care să prindă la un public cu spectrum mai larg. Aș, de ce zice? Le alocăm un buget mai mare? Da. Da? Da, eu sunt pentru bugetul. Eu nu. Eu sunt pentru bugetul în artă. Arta te înalță, te ridică. Nu, și munca te înalță. Nu, arta te înalță. Munca de, nu, munca nu vreau face să bani. Continuăm discuția asta pentru că sigur nu vom fi de acord până la final.
Haideți să aflăm ce cred oamenii despre lipsa comunicării din instituțiile publice. Majoritatea piteștenilor sunt nemulțumiți de faptul că instituțiile din județul nostru duc lipsă de transparență. Așa cum reiese dintr-un sondaj pe care l-au făcut ieri colegii noștri de la Curierul Zilei în centrul orașului și la care au luat parte peste 100 de locuitori, oamenii susțin că sunt tratați cu indiferență. Nu li se pun la dispoziție date concrete despre activitatea și proiectele acestora, iar acest lucru ar vrea să le regăsească atât la respectivele instituții, cât și în ziare și televiziuni. Oamenii consideră că atât primăria, cât și Consiliul Județean, prefectura și instituțiile subordonate acestora ar trebui să-și facă cunoscută activitatea prin orice mijloc, deoarece acesta este de interes pentru piteșteni și, în plus, angajații acestor instituții sunt plătiți din bani publici. Iată câteva dintre cele mai interesante opinii al celor intervievați. Ar trebui să comunice cât mai mult și să aducă la cunoștința locuitorilor cât mai multe lucruri pe care le-au făcut, le au în curs de desfășurare sau care urmează să le facă. Este important pentru noi să știm ce se întâmplă în oraș și în județ. Comunicarea este cheia democrației. Am vrut să vedem și noi bugetul despre care se tot vorbește. În afară de primăria Pitești, care a mai dat câte ceva la iveală, noi nu știm nimic despre activitățile instituțiilor pe care, de ce să nu fim corecți, le susținem și noi. Ar trebui să nu mai facă toată munca la birou, ci pe teren, nu doar să iasă la diverse evenimente. Eu sunt curios să știu câte birouri și câți angajați are prefectura și Consiliul Județean. Dacă stați să vă uitați, toată clădirea este plină de aparate de aer condiționat. Deci, la câte aparate sunt, vă dați seama și cât de mulți angajați au. Din păcate, munca lor nu prea se vede și atât în Pitești, cât și în țară. Este prăpăd. Oare cu ce se ocupă și ce atribuții au miile de angajați? Alții fac foamea pe stradă și ei au salarii de salarii și tot nu le ajung și mai vor. Instituțiile noastre sunt ca niște fortărețe, de la portar începe totul, el taie și spânzură. Dacă vrea să te lase să ajungi la primar, prefect sau președintele Consiliului Județean, trebuie să treci de el și nu se știe ce ordine primește și atunci pleci de unde ai venit nerezolvat. N-am nimic de adăugat, dar momentan o să lăsăm revista presei deoparte, pentru că urmează rubrica noastră nouă, care apare în fiecare vineri. O să ne plimbăm un pic prin țară și o să vedem ce putem să facem în acest weekend. Bună dimineața, vă spun și eu din inima Transilvaniei. În acest weekend vremea va fi în general frumoasă. Razele soarelui ne vor încălzi, iar cele 27, poate chiar 28 de grade vor crea un cadru perfect pentru relaxare aici în inima Ardealului. Acest final de săptămână aduce la Cluj activități pe gustul fiecăruia. Și spun asta pentru că începând de azi puteți participa la festivalul culinar Street Food Festival. Ce înseamnă asta? Înseamnă că bucătari și producători atât naționali cât și internaționali sunt aici și sunt dispuși să vă răsfețe și să vă încânte papilele gustative. E o experiență culinară, multiculturală, pe care nu aveți voie să o ratați. Tot în acest weekend, în incinta Parcului Central, se organizează o altă etapă a maratonului resuscitării, unde puteți învăța cum să acordați primul ajutor în caz de urgență. Dacă aveți urgent poftă de o ciocolată, o găsiți tot aici la Cluj, unde începând de mâine se serbează în avans Ziua Mondială a Ciocolatei. Poftă bună! Iar dacă totuși doriți să scăpați de agitația urbană, vă invităm să vizitați Comuna Ciurila pentru o partidă de pescuit și o relaxare în aer liber. Acolo, la aproape 20 de kilometri de orașul Cluj, locuitorii comunei vă așteaptă cu cântec, joc și voie bună, așa ca de ziua lor. Așadar, ne așteaptă un weekend încărcat cu activități relaxante la care vă invităm să luați parte. Noi ne vedem și săptămâna viitoare, până atunci însă, de la Cluj, Ruxandra Colhon, Antena 1 Transilvania. Vreme frumoasă în acest weekend la Brașov. Vom avea parte de 25 de grade în termometre, așadar un timp tocmai bun pentru o plimbare în orașul de la Poalele Tâmpei. Prima oprire vă propun să o facem la Turnul Alb. Construit între anii 1460 și 1494, acesta impresionează și astăzi prin masivitatea și zveldețea liniilor sale arhitectonice. Cu o înălțime de 20 de metri spre oraș și 18 metri înspre deal, zidurile au la bază 4 metri, iar diametrul turnului măsoară 19 metri. Cu cele 5 etaje ale sale, Turnul Alb este cel mai ridicat punct de fortificație din Brașov.
Dacă sunteți amatori de mișcare, mâine vă invit cu micul mare să faceți sport în aer liber în Piața Sfatului. Cei mai buni instructori de fitness din țară vă vor fi alături la acțiunea ce are ca moto Mișcarea face bine. Și pentru că este weekend, vă invit și la o porție de cultură. Astăzi, Filarmonica Brașov ne așteaptă la un concert în aer liber. Începând de duminică, toți cei care își petrec vacanța la munte pot veni în localitatea Cristian, unde va începe Cristian International Art Festival, Cartfest. Un eveniment de proporții ce însumează 80 de ore de spectacol, adică 40 de evenimente de teatru, film, muzică, dans, stradă, expo și carte, ce se desfășoară pe durata a 8 zile pline de cultură. Evenimentul se bucură de nume mari precum Grigore Leșe, Grigore Zamfir sau Taraful frații Cazanoi, Oana Pelea și Mihai Gruia Sandu, iar la final vom avea parte de un concert de muzică fado împreună cu Claudia Duarte. Sunt Alexandru Biga de la Antena 1 Brașov și vă aștept la munte, unde cultura și sportul fac casă bună. Bună dimineața, vă spune Daniel Leancă de la Antena 1 Constanța. Doar câteva ore ne mai despart de cel mai așteptat eveniment muzical al verii aici pe litoral. Singurul festival din Europa ce va transforma experiența muzicală de la malul Mării Negre într-o călătorie unică. Never See va avea 7 scene pe care vor concerta timp de 3 zile și 3 nopți peste 100 de artiști internaționali, printre care Tiesto, Dua Lipa, Rita Ora sau Jason Derulo. Iar de la muzică trecem la cai putere, căci și pasionații de adrenalină și mașini puternice vor avea parte de o surpriză în acest weekend. Chiar dacă momentan mă aflu într-un kart, nu fac nimic altceva decât încălzirea pentru ceea ce va urma sâmbătă și duminică în parcarea acestui mall din Constanța. Constanțenii și turiștii vor avea ocazia să își testeze abilitățile în arta șofatului într-un concurs destinat mașinilor tunate, iar cei mai curajoși vor putea să participe alături de piloți de raliuri și drift la o veritabilă demonstrație de tehnică și control al bolizilor de sute de cai putere. Iar vremea va ține și ea cu turiștii. Meteorologia anunță zile călduroase, așa că toată România este așteptată la mare pentru un weekend memorabil. Cam acestea au fost propunerile din țară. Acum o să vă arătăm și propunerea noastră, după care o să luăm o scurtă pauză și o să revenim. Bună dimineața de la Pitești! Străbătuta mare distanță călare să ajungem aici la Curtea de Argeș, prima capitală a românilor, unde vă invităm în acest weekend la cea de-a patra ediție a Festivalului Medieval de la Curtea Domnească. Dacă vreți să vedeți cum ar fi fost o luptă reală între săbii sau cum se trage cu un arc tradițional, ei bine, puteți să vedeți toate aceste lucruri în acest weekend. Și pe lângă asta puteți să vă înfructați din mâncare la proțap, să beți din pocal, să întâlniți domnișoare și cavaleri cum erau de odinioară. După ce v-ați înfructat din bucăți alese și ați asistat la luptele dintre cavaleri, celebrele turniruri, vă invit, înainte să procedeți la drum, să vă rugați la mănăstirea de la Curtea de Argeș, așa cum o făceau cavalerii odinioară. Mănăstirea Curtea de Argeș a fost ridicată la porunca lui Neagoe Basarab, care l-a tomit pe meșterul Manole, renumitul arhitect și constructor de la acea vreme. Meșterii lui Manole au ridicat actuala biserică pe temelia uneia mai vechi, ce data din secolul al XV-lea. Este vorba despre ruinele bisericii construite în 1439 de Vlad Dracula, care dorea să facă o catedrală mitropolitană. Tot aici puteți să veniți să vă închinați la moaștele Sfintei Filofteie și de asemenea să vedeți unde a fost zidită Ana lui Manole. Sunt convins că o să vă placă vizita la Curtea de Argeș și până data viitoare vă provățuiesc o dimineață plăcută în continuare. Descoperă zilnic vara de 100 de zile pe a1.ro.
Sunteți o pereche adevărată? Veniți la casting! E simplu. Întrebările se împart la 2, iar răspunsurile pot deveni 3. Vă invit la casting. La 2 ca 1 iubești, cunoști și câștigi. Înscrie-te acum pe casting.a1.ro sau la 0756 164 102. Toate războaiele din secolul trecut au luat aproape 200 de milioane de vieți. O nimica toată. Variola, poliomielita, tusea convulsivă, tetanosul și rujeola au luat cam 600 de milioane de vieți. Însă vaccinurile au învins toate aceste boli mortale. Și tot mai multe vieți vor fi salvate dacă ne vaccinăm. Vaccinurile salvează vieți. Emanuel Gheorghe și în fiecare vineri vă aștept la Publica, emisiunea unde publicul este cel care contează. Reputat profesor și cercetător, o autoritate excepțională în istoriografia și istoria artei din România. Cu 10 de titluri de doctor honoris causa, premiat și medaliat, membru al Academiilor Internaționale. Cel mai mult se mândrește însă invitatul nostru cu faptul că Mircea Eliade chiar l-a citat în lucrarea sa istoria credințelor și ideilor religioase, iar părintele Dumitru Stăniloae, de asemenea, în Filocalia. Suntem în Muzeul Național de Istoria Artei din București, sala freșcelor din Argeș, și îl vom cunoaște la interviuri de excelență pe academicianul Răzvan Teodorescu. Prieteni, ne-am remarcat cu toții în ultima perioadă că din ce în ce mai multe obiceiuri, tradiții și cântece populare se pierd. Printr-un plăcut exercițiu de imaginație, ne conduc într-o lume minunată. De aceea s-a născut și rămâne alături de dumneavoastră emisiunea Satul Argeșan. Aici își vor găsi locul în continuare, în egală măsură, păstrătorii cântecului și portului popular, dar și iubitorii de folclor. Sunt Elena Picu și alături de echipa Antena 1 Pitești vă așteptăm la fiecare sfârșit de săptămână cu cântec, joc și voie bună! Bun, haideți acum că am revenit să aflăm un pic despre zodiac. Dacă ne vom îndrăgosti, dacă nu, ca întotdeauna, vă zice mai multe Alexandra. Opoziția lunii cu Venus duce la scăderea simțului practic, dar crește compasiunea și sensibilitatea. Este o zi în care visele romantice au șanse să se transforme în realitate. Această configurație astrală nu este favorabilă deciziilor importante sau acțiunilor pe muche de cuțit, mai ales în plan sentimental. Berbec. Se pare că în prima parte a zilei vă lipsește simțul practic și riscați să vă irosiți energia. Puteți conta însă pe sprijinul colegilor care vă înțeleg de minune și sunt dispuși să vă ajute. Vă recomandăm să fiți prudenți. Nu refuzați ajutorul celor din jurul dumneavoastră. Taur. S-ar putea să fiți nevoiți să vă schimbați programul pentru ziua de astăzi, dar schimbările par să fie favorabile. Aveți ocazia să faceți cunoștință cu o persoană cu mai multă experiență, care v-ar putea ajuta într-o afacere. Vă sfătuim să nu luați hotărâri sub impulsul momentului și să evitați speculațiile financiare. Gemeni.
Ar fi bine să nu începeți activități noi astăzi pentru că există riscul să vă loviți de obstacole neprevăzute. În prima parte a zilei s-ar putea să fiți nevoiți să faceți câteva drumuri scurte care nu suportă amânare și care vă încurcă planurile. Evitați pe cât posibil activitățile dificile care necesită o concentrare intensă. RAC. Vă puteți ocupa de afaceri și aveți ocazia să terminați activități începute mai de mult. Sunteți bine dispus și puteți lua decizii destul de inspirate. Discutați mai mult cu prietenii și cu partenerul de viață. Aveți grijă să vă respectați toate promisiunile. Leu. Faceți impresie cu seriozitatea de care dați dovadă și sunteți căutat pentru sfaturile pe care le oferiți. Puteți să vă faceți planuri pe termen lung și să vă gândiți și la investiții. Profitați de contextul favorabil de astăzi pentru a vă rezolva problemele importante. Vă sfătuim să nu neglijați viața de familie. Fecioară, dimineața este posibil să fiți obosit și confuz cu un simț practic destul de scăzut. Evitați să luați decizii importante astăzi. Vă sfătuim să vă odihniți ceva mai mult și să vă limitați la activitățile de rutină. Balanță. Este o zi favorabilă întâlnirilor cu prietenii și cu persoana iubită. După amiază este posibil să primiți o sumă importantă de bani de la o persoană mai în vârstă din familie. Sunt șanse să vi se propună o colaborare, dar vă sfătuim să nu vă grăbiți în luarea unei decizii. Nu este exclus să aveți probleme din cauza unei femei impulsive. Scorpion, aveți tendința să fiți cam visător și să credeți că puteți rezolva orice foarte ușor. Încercați să fiți mai realist pentru a nu avea surprize neplăcute. Vă sfătuim să aveți grijă la ceea ce spuneți pentru că riscați să jigniți o persoană apropiată. Nu încercați să vă impuneți punctul de vedere. Săgetător. S-ar putea să fiți dezamăgit din cauza că o întâlnire de afaceri nu decurge așa cum v-ați dorit. Nu este o zi prea bună pentru afaceri, dar să puteți petrece momente plăcute alături de persoana iubită. Vă recomandăm să nu neglijați odihna. Capricorn. Sunteți plin de entuziasm și este momentul să vă faceți planuri pentru activități noi. Puteți să faceți investiții, să demarați o afacere sau să plecați la drum. Vă sfătuim să profitați de această conjunctură pentru că puteți avea succes în orice domeniu. Evitați speculațiile de orice fel. Vărsător. Vă recomandăm să nu începeți activități noi astăzi pentru că aveți tendința să vă grăbiți și să faceți greșeli majore. Se pare că sunteți cu capul în nor și riscați să neglijați probleme importante. Ar fi bine să vă întocmiți o listă cu priorități. Încercați să vă organizați cât mai bine timpul. Pești. Deși cei din jur nu prea vă apreciază ideile la adevărata lor valoare, nu este cazul să vă indispuneți. Vă recomandăm să nu semnați documente oficiale și să amânați negocierile de afaceri. Puteți avea mari satisfacții pe plan sentimental. Acesta a fost horoscopul pentru astăzi. Adelin, preia legătura! Mulțumesc, Alexandra. Continuăm cu revista presei, unde avem o știre care sună așa. Două medalii pentru dansatorii de la Starfix. Casa de Cultură a Sindicatului Pitești prin Starfix a urcat argeșul pe podiumul unui festival internațional de dans care a reunit la Sibiu 13 centre universitare din țară și străinătate. Dansatorii noștri s-au întors acasă cu o medalie de argint, locul al doilea la dans de caracter, secțiunea grup, și o medalie de bronz, locul al treilea la show review, secțiunea formativ. În ambele categorii, premiul întâi a fost cucerit de dansatorii din Serbia. De asemenea, mai avem o știere care spune așa: ITM i-a ars cu amenzi. În luna iunie, ITM Argeș a efectuat peste 160 de controle. La 7 angajatori au fost depistate că, lucrând fără forme legale, 85 de persoane. Au fost aplicate 16 amenzi, însumând 125.500 de lei. Calificarea dată au fost găsite nereguli la firme care prestează în domeniile protecție și pază, servis auto, alimentație publică, transport și construcții. Pe linia securității și sănătății în muncă, cele 185 de controle efectuate în prima lună a verii au făcut pagubă în câteva buzunare. Cele 20 de amenzi aplicate aproximativ în același domenii menționate mai sus, însumând 94.500 de lei. Pentru că nu au avut bani, 8 proxeneți au cerut avocați din oficiu, notează colegii de la Curierul Zilei în pagina 9. 20 de mandate de arestare preventivă au fost emise miercuri seara de judecătoria Curtea de Argeș.
Altfel spus, judecătorii au admis toate cererile procurorilor în dosarul proxeneților care își obligau iubitele și nevestele să se prostitueze în străinătate. În timpul ședinței de judecată, 8 dintre cei reținuți au cerut să fie reprezentați de avocați din oficiu pe motiv că nu au bani să-și angajeze apărător. Asta, deși anchetatorii au stabilit că proxeneții au câștigat de-a lungul timpului peste 1 milion de euro. După o noapte petrecută în arest, cei 19 au fost duși la judecătoria Curtea de Argeș cu propunerea de arestare preventivă. Pentru un alt inculpat a fost cerută emiterea unui mandat de arestare în lipsă, individul fiind plecat în străinătate. Ajunși în instanță, deși știau că este în joc libertatea lor, 8 dintre cei reținuți au cerut să fie reprezentați de avocați din oficiu, motivând că nu au bani să-și plătească avocați. Să fie adevărat sau doar un joc pentru a combate în acest fel acuzațiile ce li se aduc, încercând să dovedească faptul că ei nu au obținut bani în urma comiterii infracțiunii pentru că au ajuns la instanță, magistrații au decis. Admite propunerea parchetului de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș privind arestarea preventivă a inculpaților. Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 5 iulie 2017 și până la data de 3 august 2017 inclusiv. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, iar onorariul pentru avocații din oficiu se va acorda de aceștia. Eu nu știu ce să zic, ca să comentez așa pe scurt, sunt infractori și ei ar fi făcut toți banii aia. Dar nu sunt băieți deștepți, crezi că i-au ținut, crezi că i-au investit în ceva? I-au cheltuit, i-au ars pe cafenele, cafea. Dedicații. Asta, da, mor, să aruncăm așa. Deși vezi că sunt, ca să înțelegi cât de țărani sunt, sau melteni, e un cuvânt mai frumos. Băieții, știi, fac să plouă cu bani, dar după aia ei oricum aveau prestabilit, se duc frumos la interpret. La domnul care cântă manelele și zice frumos, uite, dăm și mie 80% înapoi. Deci, ca să zici, ăia primesc 20% și restul de aruncat e doar așa, se pare că au bani. Nu știu, e o cultură atât de... Dar ce se minte tot pe ei, că nu înțeleg care-i scopul. Ca să arate la lume că ei au valoare și bani. Când îi vezi la anunț cu toate mașinile alea, multe sunt închiriate chiar, alea scumpe de tot. E vorba de prost gust și niște, nu știu, priorități în ordine inversă. Continuăm mai departe. Poștașii rapizi gata de start. Cei mai rapizi poștași din țară se întrec sâmbătă pe stadionul orașului Drobeta Turnu Severin din județul Mehedinți. Startul campionilor îl iau și doi factori poștali argeșeni câștigători a etapei județene, Petrică Ciobanu din Pitești și Liviu Dan Neagoe de la Curtea de Argeș. Delegația noastră este condusă de Gabriel Chiriță, directorul Oficiului Județean de Poștă Argeș, și Gabriela Ionescu, reprezentant al sindicatului. Peste 80 de salariați ai Poștei Române participă la etapa națională a competiției ajunsă la 38-a ediție. Ocupanții primelor locuri vor reprezenta România la Balcaniada factorilor poștali. Și cu această știre fiind spusă, noi ne-am cam terminat matinalul din această săptămână, dar înainte de a vă dori un weekend plăcut, o să menționăm că vă lăsăm în compania frumoasei PAM, care o să vă arate câteva exerciții să intrați în formă pentru bazin și plajă. Mulțumim colaboratorilor noștri, Voglia.ro, Florăria Altceva, Chic Boutique. Să aveți un weekend frumos! La revedere! Bine v-am regăsit, sunt din nou la Elysium, alături de PAM. Mulțumesc că ne-ai primit. Ne poți spune, te rog frumos, ce fel de antrenor ești tu sau ce faci aici la Elysium? Sunt antrenoare de fitness la Elysium și am și ore de Insanity. Ce reprezintă Insanity? Exerciții cu propria greutate pentru a scăpa de grăsime și a tonifia masa musculară. Astăzi o să vă arăt un tip de antrenament. Ce fac eu în sală, de obicei jos se țin astfel de antrenamente, dar o să vă arăt ceva cu greutăți, cu gantere și bări. Am înțeles. Consideri că exercițiile fizice sunt mai importante decât nutriția sau toate au un element important? Toate contează pentru a ajunge la rezultatele dorite și, ce să zic, trebuie să te ții de toate. Corect. Păi urmează acum să facem o rutină. Imediat. Foarte cald aici, deja transpir. Didn't even really wanna go, but if you get me out, you get a show. There's so many bodies on the floor, so baby we should go and add some more. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down. Down, did it, down, did it.
everywhere I look at people's hands, thrown up in the air to help them dance. Come on baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it down, did it down, did it down, 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 did it down, did it down, did it down, down, down. Are you stați un pic că nici nu mai vă bine. Pentru prima oară s-a descurcat foarte bine. Dacă o să se țină de treabă, sunt sigură că o să aibă rezultate. Sunt mai scurt. Sper și eu. Mă normal mai smut. Aha. Cine mai poate? Pam, în mod normal, ce aș mai pune niște întrebări, dar efectiv sunt fără vlagă. Pe cât de, să zic așa, feminină și delicată pari, pe atât de puternică ești. Ah, nu mai pot, nu știu, dau mâna cu tine, ți-o pup. Mua, mersi mult. Mersi și eu. Pentru asemenea și alte exerciții chinuitare, puteți veni oricând la Elysium. Mua, eu nu mai pot.